Sfântul Ilie, cunoscut ca făcătorul de minuni și cel care a adus ploaia după 3 săptămâni de secetă, este sărbătorit în calendarul creștin ortodox în fiecare an pe data de 20 iulie. În aceea zi se sărbătorește și Ziua Aviației Române, iar Sfântul Ilie este considerat ocrotitorul aviatorilor. Doamne minește, Doamne minește, Doamne minește, Prea Cucernice Părinte, binecuvintează! Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preapăratei Maicii sale, cu puterea cinstitei de viață Făcătoarei Cruci, pentru rugăciunile Sfântului Nicodim de la Tismana, ocrotitorul episcopiei noastre, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul Severinului, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Proroc Ilie Tesvitanu, a cărui pomenire o săvârșim. Conform știrile ProTV, Sfântul Ilie a fost ales de Dumnezeu să-l certe aspru pe regele Ahab și pe cei care doreau să fie păgâni. Observând că sfaturile nu-i sunt ascultate, Sfântul Ilie a decis să-l pedepsească pe rege și poporul lui deopotrivă. După ce Sfântul Ilie a terminat de vorbit, cerul s-a închis și oamenii nu au mai văzut ploaie mult timp, fapt care a produs secetă și uscăciune pământului. Observând că regele Ahab și poporul israelian doreau în continuare să fie păgâni și îi ucideau pe credincioși, Sfântul Ilie a prelungit seceta încă 2 ani. Ulterior, Sfântul Ilie i-a spus împăratului să mănânce și să bea, apoi să ia caii și să-i înhame pentru că o să vină o ploaie mare. Astăzi prăznuim pe unul dintre cei mari proroci ai noștri, ai Ortodoxiei, un proroc care a trăit cu 800 de ani înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și anume Sfântul Proroc Ilie din Tezva Galatului, din neamul lui Aaron. Acest sfânt proroc a fost unul dintre mari și puternici și râvnitorii și tari în credință dintre proroci, care a ținut în timpul împăratului Ahab și a soției Izabela, împărați atei, împărați păgâni, a ținut credința într-un singur Dumnezeu. El era un proroc râfnitor, foarte aspru, postea aspru, era îmbrăcat într-o haină de oaie, la mijloc încins cu o cingătoare de piele și se hrănea doar ceea ce îi oferea pustiul. Spune acolo în sinaxar că cerul era plapuma lui și pietrele erau perna lui. El mergea în cetate și propovăduia credința într-un singur Dumnezeu. Pentru necredința oamenilor din acele timpuri, el a prorocit că vor fi 3 ani și jumătate de secetă. Potrivit tradiției, în ajunul Sfântului Ilie, fetele tinere trebuie să se tăvălească în cânepă pentru a visa noaptea cum le va fi sortitul. Dacă fetele visau cânepă verde, asta însemna că se vor căsători cu un bărbat tânăr, iar dacă visau cânepă uscată, se vor căsători cu un bărbat în vârstă. O altă tradiție spune că noaptea de Sfântul Ilie, pentru a li se îndeplini dorințele, oamenii trebuie să se roage. Prin rugăciune, cerurile se deschideau și dorințele oamenilor se împlineau. Totodată, dimineața, oamenii trebuie să culeagă plante de leac, în special busuioc, și să le ducă la biserică. Potrivit datelor furnizate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și prezentate de Agerpres, pe 20 iulie peste 10.844 de bărbați și 37.243 de femei își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ilie, relatează știrile ProTV.